Din cauza pandemiei, una dintre instituțiile cele mai afectate din punct de vedere al programului de lucru a fost Serviciul de Permise și Înmatriculări, aflat în subordinea Prefecturii Hunedoara. În urma demersurilor efectuate de către prefectură, în luna aprilie au fost suplimentate locurile disponibile pentru proba practică în vederea obținerii permisului de conducere categoria B. Totodată, prin angajarea de personal la permise și înmatriculări, s-a reușit într-o săptămână reducerea timpului de așteptare pentru participarea la proba practică cu 17 zile. Este adevărat că perioada este una foarte mare, de peste 100 de zile, dar se lucrează în continuare la identificarea de noi măsuri care să ducă la reducerea acesteia. Încercăm să optimizăm activitatea de la permise și matriculări și în special tot ceea ce înseamnă examenul la oraș. În această perioadă am angajat încă 3 persoane în plus, au fost atestate, luni s-au făcut noi programări în plus și încercăm să reducem perioada de așteptare, care a fost foarte lungă, de aproximativ 119 zile. Într-o săptămână am redus la 102 zile și în funcție de cum își vor desfășura activitatea, sperăm să reducem cât mai mult această perioadă. Proba de oraș se va desfășura în toate cele 3 locații în care are sedii Serviciul Permise și Înmatriculări, respectiv la Deva, Hunedoara și Petroșani. Din această săptămână, programările se fac și la ghișeele sediului din Deva, din clădirea Ulpia, de la etajul 2, și se vor efectua în ordinea solicitării și în limita locurilor disponibile. De asemenea, programările, ca și până în prezent, se pot face și online.